Tot ce s-a scris în România ar putea să întreabă în deparala din Muzeul Louvre. Dar citiți ce vă place, citiți ce vă trebuie, citiți ce vă interesează. Învățați să fiți mai aproape de voi și vă și să fiți mai aproape de oamenii de lângă voi. Și să-i ascultați pe bune. Noi avem impresia că ascultăm, avem impresia că citim. Am prieteni, de exemplu, care citesc în felul de lucru. Citesc mai mult de două cărți pe săptămână. N-am înțeles nimic. O citi de genul. Ei citesc că e mișto să citești, că e la modă să citești, că suntem hipster, că trăim acum într-o zonă dintre asta și că trebuie să fim, să ieșim în evidență. Și dacă începem și dăm citate din cărți, suntem super șmecheri și suntem deasupra tuturor. Nu. Citiți ce vă interesează și ce vă ține pe voi aproape de voi și vă. De exemplu, nici eu nu suportam să citesc și vă spun sincer că m-am chinuit 3 ani de zile să citesc Ioan. 3 ani de zile. N-am putut să înțeleg nimic din romanul, nici acum nu înțeleg. Mi se pare atât de prost și atât de slab și mi se pare și cu niște teme și motive prea luate din toate. Dar la un moment dat am dat peste o carte din întâmplare care se numea De ce pierde copilul mămăligă? De Aglaia Veterană. Nu știu dacă știți, Aglaia Veterană este o româncă, de fapt. Este o femeie care s-a născut din doi părinți circari, care erau și frați. E un copil incest, născut din incest. Și s-a născut schizoidă. Până la 16 ani n-a știut să vorbească, n-a știut să citească, n-a știut să scrie, n-a știut nimic. Era un copil schizoid și de fiecare dată când maică-sa se ducea seara și avea spectacol și a târna de păr în jos, la 20 de metri deasupra pământului, urla din două curturi distanță. Urla și plăcea că toate arătările de spectatori auzeau. E o poveste reală, s-a întâmplat în 1970. Aglaia Veterană a fost aluată pentru că familia a fugit în România. Nu contează, după 16 ani, în 2 săptămâni, am învățat să vorbesc în 16 limbi. Asta înseamnă un copil schizoid. De asta, cred că nu ar trebui niciodată să fim discriminatori față de oameni. Indiferent oricare corpul ar fi ei. În 2 săptămâni am învățat să vorbesc în 16 limbi și după aia, într-un an de zile, am învățat să scrie și să citească în toate cele 16 limbi. Ea știa, de fapt, limbile astea, dar nu făcuse decât să vrea să vorbească în acele limbi. La 36 de ani am publicat acest roman, care se numește De ce pierde copilul mămăligă și este povestea copilăriei ei. Și toate lucrurile pe care nu le înțelegea din discuțiile părinților ei, din tot ce se întâmplă în universul ăla. Și e o lume absolut fantastică. După aia am mai publicat un roman, Rastul cu ultimele suflări. Și acolo vorbea de relația specială dintre ea și bunica ei. Asta e una din cărțile care m-a deconectat foarte tare de ce credeam că vreau în momentul ăla și mi-am dat seama că nu trebuie să citesc ceva ce nu mi se potrivește, trebuie să citesc ceva ce mi se potrivește. Iar lectura contemporană, autorilor contemporani, cred că e foarte importantă. Citiți ce aveți pentru școală, că altfel nu luați bacu, Emerson, dar citiți autori contemporani, oameni care vorbesc despre lumea în care voi trăiți și se raportează la lumea în care voi trăiți, pentru că ei vă spun niște lucruri care vă interesează în mod inevitabil și vă ajută să vă dezvoltați pe voi. Există două tipuri de cărți acum, două tipuri de lecturi, lectură beletristică și lectură de specialitate. Lectura de specialitate, nu știu dacă e momentul. În momentul ăsta, beletristică e lectură de specialitate cu autorii români, Ion și alții. Da? Ulterior o să aveți lectură de specialitate la facultate și atunci o să trebuiască să vă focusați pe niște cărți. Dar nu eliminați beletristică. Pentru că vă ajută să vă dezvoltați.
pe voinci. Să nu aveți impresia că după ce treceți de 25 de ani, nu o să mai aveți întrebări vis-a-vis de existența voastră. Să nu aveți impresia că atunci când o să ajungeți să fiți maturi și o să aveți o grămadă de lucruri de făcut în viață și o să aveți bani, gata, ați rezolvat problemele cu voi. Nu. Problemele cu voi în momentul ăla. Iar cărțile sunt un mod foarte mișto în care poți să-ți dai răspunsuri la întrebările despre tine, pe care le ai tu cu tine. Și, mă rog, că văd că mai am două minute și mă chisit de zbun. Am să vă recomand o carte de beletristică care mi s-a părut foarte mișto, e povestea unui copil de 16 ani care fuge de acasă. Da, e genială carte. Și cred că ar fi foarte mișto dacă ați încercat să o citiți. E un autor japonez, îl cheamă Haruki Murakami. E unul din cei mai mari scriitori din lume în momentul ăsta. Iar romanul se numește Kafka pe malul mării. Kafka pe malul mării. Kafka pe malul mării. Cealaltă e Arhaia Veteranii, de ce fie pe copilul mămânii. Dacă aveți întrebări.